la cot cu istoria Unirii Basarabiei. De ce spun acest lucru? Unii Sfârghip a fost un luptător înrăit pentru păstrarea specificului național, văzând, bineînțeles, ce se întâmplă cu toată situația politică existentă între anii 1914-1917, autoritățile nu au fost de acord ca dumnealui să-și manifeste toate, mă rog, curentele politice, să spunem așa. A fost de mai multe ori condamnat chiar la moarte, pedeapsă de moarte, iar dumnealui cu cei trei copii mici și soția s-a refugiat în Basarabia. Dar asta putem spune că a fost chiar o chemare dumnezeiască. Deoarece a ajuns aici, el a observat o situație stringentă și acută, politică, socială, pe toate domeniile. Și, bineînțeles, că din banii proprii el a procurat prima tipografie cu caractere latine. În multe sate, pur și simplu, lipseau școli. El a ridicat împreună cu țăranii din sate școli în care au fost înscriși copiii. Părinții nu permiteau copiilor să frecventeze școlile care mai existau, deoarece se preda în limba rusă. El a dus cursuri speciale pentru tinerii pedagogi pentru a-i învăța cum să predea în limba română, pe care el o echivala și spunea până în 72 că ea este echivalentă cu limba românească, limba maternă. Deci, Onis Forghibu nu putem să îl delimităm de unirea cu Basarabiei la 1918. Ținem să sărbătorim la 1 decembrie și în liceu încă o dată să comemorăm numele său în raport cu această sărbătoare și să facem cunoscut în numele lui Onis Forghibu, deoarece chiar nu știu, mă simt ofensat atunci când, întâlnindu-mă cu cineva, mă întreabă, din ce liceu ești? Eu spun, din liceul Onis Forghibu. Scuză-mă, te rog, poți să repeți încă o dată? Nu am înțeles sau cine este acesta? Bine, poate într-adevăr în cursul nostru de istorie a românilor nu se predă informații care ține direct de dumnealui, însă este o personalitate excepțională și vă sfătuiesc, cărți sunt foarte puține, însă de o valoare inestimabilă. Dumnealui a pledat mereu pentru menținerea specificului local în orice domeniu care există. Și pentru asta, nu știu, îi sunt recunoscătoare. Noi nu am fi cei din Basarabia astăzi, poate, mă rog, un procent oarecare mic, dar oricum nu am fi cei ce suntem acum, poate și fără aportul dumnealui. Asta e tot.